Mama e totul pentru mine, da, în primul rând, mama e totul pentru mine, clar. Tatăl meu e tatăl meu și îl iubesc și îl apreciez și am furat multe șiretlicuri de la el și chestii de masculinitate, așa și de, mă rog, prostii. Dar asta nu înseamnă că nu îl iubesc, îl iubesc foarte tare. Sunt alături de el, am trecut amândoi din nefericire prin niște cumpene extraordinare atunci când am fost operați amândoi de cancer. Deci de că în aceea zi s-a nimerit să fiu eu în Turcia operat de acel cancer nenorocit și făceam acea operație extrem de periculoasă tip Hypec, iar el făcea în România operații la fel de periculoasă la plămâni de cancer. Deci a fost foarte greu. El s-a îmbolnăvit înainte, cu un an și ceva, foarte grav. Am reușit să îl salvez efectiv pe ultima 100 de metri și a revenit, numai că boala a recidivat într-un mod destul de urât și, deși l-am trimis în spitale, bla, 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 eu am plecat, m-am îmbolnăvit și eu, neștiind exact ce am, pentru că m-am dus la un simplu control, să știi asta, m-am luat la capăt. Cui ai spus? Care a fost prima persoană care i-ai spus? De boala pe care o am. Când ai primit diagnostic? Consilierea mea medicală, Eva Pavel, ea a știut singur. Ea este singura femeie și aș putea să spune înger, eu vorbesc cu ea așa, îmi tremură glasul pentru că o iubesc foarte tare și mi-a salvat viața de câteva ori. Medical n-am încredere decât în ea. Este ceva fantastic femeia asta.